Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la știri! Una dintre cele mai vechi clădiri din cetatea Basionară, Alba Carolina, se degradează văzând cu ochii în lipsa unor intervenții adecvate. Construcția ce nu a mai fost funcțională în ultimii 10 ani este pe punctul de a se prăbuși din cauza infiltrațiilor de apă în structura clădirii. În prezent, obiectivul se află într-o stare de degradare accentuată din cauza vechimii sale, 5 secole, cât și a lipsei unor intervenții adecvate tipului de construcție prin lucrările și reparațiile anterioare. Astăzi, bucăți de cărămidă au căzut din structura coșului de fum și s-au rostogolit pe acoperișul cu țigla spartă și au căzut. Purtătorul de cuvânt al primăriei, Mihai Coșer, explică. Speranța noastră imediată este că vom putea stopa din procesul de degradare, așa cum ați semnalat și dumneavoastră. Există lucruri nedorite care se întâmplă în momentul de față, cade tencuiala din zona aticului. Măsurile imediate și urgente sunt de a dispune un proiect concret, mai restrâns de această dată din punct de vedere bugetar, pentru a stopa ceea ce este inevitabil. Degradarea, știe toată lumea, s-a întâmplat datorită ignoranței de-a lungul timpului, nu din partea noastră, ci din partea celor care ar fi putut să-l retrocedeze la timp municipalității pentru a interveni prin proiecte europene asupra lui. Până când vom avea, să spunem, larghețea financiară pentru a face lucrurile așa cum se cuvine, bineînțeles că vom insista punctual asupra acestor nedorite incidente care se petrec în momentul de față. Clădirea nu a mai fost funcțională în ultimii 10 ani, fapt ce a condus la neglijarea lucrărilor de întreținere a învelitorilor și a sistemului de preluare a apelor pluviale. Palatul Principilor este cuprins pe lista monumentelor istorice și este supus reglementării Legii Protecției Patrimoniului Național. Vaccinul BCG importat din Danemarca poate fi din nou administrat bebelușilor la ieșirea din maternitate. Ministerul Sănătății a suspendat acest vaccin săptămâna trecută, când peste 100 de nou-născuți din toată țara au manifestat reacții adverse după administrarea acestuia. La cererea Ministerului Sănătății, o comisie europeană a sosit în România pentru a sprijini specialiștii români în evaluarea vaccinului BCG. Concluziile investigațiilor au fost unele care îndepărtează orice suspiciune și astfel vaccinarea a fost reluată. La noi, în județul Alba, nu au existat cazuri înregistrate prin departamentul de epidemiologie. A existat un caz la Aiut, dar acela a fost înregistrat la Târgu Mureș, fiindcă acolo a apelat la serviciile medicale. Conform ceea ce a spus și domnul ministru Raed Arafat și comisia care a investigat situația, există un procent, nu numai la vaccinarea BCG, la toate vaccinurile, de reacții adverse, după cum am mai dat, dar se încadrează în limitele normale. Vaccinul BCG este administrat pentru prevenirea tuberculozei încă din 1931 și este distribuit în toată lumea. Însă reacțiile adverse din ultima perioadă au determinat o evaluare mai atentă a acestui vaccin. În deosebi a apărut adenopatii axilare post-vaccinare. Adenopatiile sunt practic la nivel ganglionar. Acum trebuie să... Multe lucruri apar din necunoștința de cauză și neinformare. Ganglionii sunt porțile organismului care filtrează tot ce este antiorganism, microbi, orice particulă care organismul nu asimilează. Iar reacție ganglionare, tocmai asta dat în urma vaccinării, care a zis în torentul sanguin, ganglionii axilari sunt primii care reacționează. Aceste adenopatii axilare, v-am zis, la un număr redus ca procent din miile de copii vaccinanți, se încadrează în limite normale. Sunt forme ușoare și medii. Nu a fost niciun caz grav înregistrat la nivel național. Pentru informații suplimentare, părinții care vor să afle detalii în acest sens se pot adresa Direcției de Sănătate Publică Alba pentru a fi consiliați și îndrumați de medici specialiști. Deși a devenit de mult timp cartier al municipiului Alba Iulia, oarda de jos se confruntă cu neglijența autorităților locale. Localnicii sunt foarte nemulțumiți de felul în care arată străzile în urma lucrărilor de modernizare efectuate.
Anul acesta au fost efectuate atât lucrări de canalizare, precum și lucrări de înlocuire a rețelei de apă. Sună bine până acum, însă în urmă au rămas străzile care arată ca după război. Gropi, noroi și bălți la tot pasul. Dacă sunteți pieton prin oarda de jos, vă indicăm să vă luați cizme înalte, iar dacă sunteți la volan, vă rugăm să vă înregistrați cuvintele de mulțumire la adresa administrației locale și să le expediați pe adresa cuvenită. Fiind în post, vă sfătuim să vă abțineți când vă faceți praf, bucșile, planetarele sau suspensii și să-i dojeniți pe cei în culpă în termeni civilizați. Om de-al locului și gospodar de ispravă, consilierul local Pavel Popa, zis Pistol, nu prea a avut gloanțe pe țeava dialogului când a fost vorba de ulițele cartierului urban Oarda de Jos, dar a explicat pe una din puținele străzi asfaltate ale cartierului cum stă treaba. Am primit sesizări la adresa redacției despre starea drumurilor din Oarda de Jos. Ce ne puteți spune despre asta? Într-adevăr, pe o parte, cetățenii au dreptate. Promisiunile celor care au lăsat niște gropi în urmă, într-adevăr, și astăzi am vorbit cu dumnealor, cu cei de la apă canal, cu ceilalți de la canal, și mi-au promis că se rezolvă treaba. Și sunt convins că se va rezolva. Oamenii sunt nemulțumiți nu doar de gropi, ci de noroiul de pe străzi. Unii spuneau că alții își aruncă apa în drum și din cauza asta se fac gropile mai adânci și traficul tot mai greu. Și ar vrea să știe un termen de finalizare a lucrărilor. Chiar termenul de finalizare, eu zic că până sâmbătă, în 8, le-am putea realiza. Adică aștept stratul de balast și chiar mi-aș dori foarte, foarte mult. În legătură cu apa aruncată de localnici Oblu în groapă nebăltită, Pavel Popa are soluții imediate. În ceea ce privește apa, eu fac un apel cu această ocazie la consătenii mei din Oarda și a tuturor celor care ne aud, ca să facem o opinie colectivă și să fim solidari în ceea ce privește a ne face o observație plăcută unul la celălalt, adică cel care nu e implicat în acest deranj, celălalt care aruncă apa, să-i spune că nu-i bine să procedeze în felul ăsta. Și atunci cu toții, în urma opiniei făcute de către toți, putem să ajungem la ceea ce oamenii își doresc, să fie curat. Așadar, pe 6 decembrie, Moș Nicolae va veni probabil cu cizme la Oarda, așa cum sigur va fi prezent la Blaj cu ocazia tradiționalului Târg al Căciulilor. În context, propunem ca din acest an să se organizeze la Oarda prima ediție a Târgului Cizmelor. Astăzi, în jurul orei 12, un utilaj al firmei ce efectuează lucrări în zona sediului Inspectoratului de Jandarmi din Alba Iulia a spart o țeavă de gaz. Sucursala Alba Eon Gaz a deplasat la fața locului o echipă de intervenție pentru a remedia situația. Excavatoare, ciocane pneumatice, utilaje grele lucrează aprig la fața locului pentru a o schimba în bine. Deocamdată nu au reușit decât să fisureze o țeavă de distribuție a gazelor naturale. Deranjat evident de prezența reporterului Alba TV, unul din salariații firmei cu țeava spartă pe căciulă a introdus în nesemnificativ gafa. Nici meseriașii din echipa de intervenție a Eon Gaz nu au dat vreo relație despre ce s-a întâmplat și ce urmări sunt pentru populația din zonă. S-a lucrat în tăcere cu scurte indicații. Atâta, nu-i nevoie mai mult. Să faci un pic stânga dreapta, un pic să pot omul să faci și lateral. Am încercat să aflăm informații de la Aurel Florin Todericiu, coordonator Centru de Relații, la sucursala Alba a Eon Gaz. Ne-a răspuns robotul. Tradiția de peste 300 de ani, Târgul Căciulilor se va organiza și în acest an de Sfântul Nicolae. La evenimentul din acest an și-au anunțat prezența peste 5.000 de producători de căciuli, dar și de negustori de alte produse pliate pe cerințele sărbătorilor de iarnă. Redenumit Târgului Moș Nicolae, evenimentul adună din întreg județul producători de căciul de toate mărimile și de toate felurile pentru copii, femei și bărbați. Piața căciulilor va fi amenajată în zona centrală a orașului, motiv pentru care a fost întreruptă circulația pe străzile Republicii, Astra și Andrei Șaguna. De vinerea, albaiulienii sunt așteptați în parcul de sărbători care va fi amenajat în acest an în piața cetății. În această perioadă, pregătirile sunt în toi. În parcul de sărbători, atât cei mici cât și cei mari vor găsi o mulțime de surprize în ton cu perioada sărbătorilor de iarnă.
De astăzi a început ridicarea căsuțelor cu bunătăți, cadouri și decorațiuni de Crăciun. În parcul de sărbători, vizitatorii vor găsi și un patinoar, un carusel, un trenuleț pentru copii și căsuța lui Moș Crăciun. O parte din chioșcurile din lemn vor fi construite de primărie, iar o altă parte de comercianți pe cheltuială proprie. Tot aici va fi amenajat și un patinoar, pentru a cărui inaugurare autoritățile locale vor să organizeze un spectacol de patinaj artistic. Mai mult, în piața cetății, copiii vor avea ocazia să se dea cu caruselul și să se plimbe cu trenulețul în jurul bradului de Crăciun. Autoritățile locale nu au fixat o limită de timp pentru funcționarea parcului de sărbători. În funcție de preferințe și posibilități, comercianții vor putea rămâne în piața cetății până în luna ianuarie sau chiar mai mult. Monumentele de for public au fost promovate de elevii județului Alba. Proiectul de punere în valoare a acestor construcții a fost inițiat de școlile din Cugir, însă anul acesta acțiunile au fost demarate în mai multe localități rurale. Cele mai bune lucrări au fost premiate astăzi de Consiliul Județean. Eseurile, fotografiile sau desenele au fost doar câteva metode inedite de punere în valoare a construcțiilor ridicate în memoria eroilor neamului românesc. Noi am intenționat să cunoaștem aceste monumente și dacă reușim să facem și un catalog, pentru că sunt foarte multe valoroase și oricum ele reprezintă o recunoaștere a eroilor și a evenimentelor importante de la noi din județ. Există aceste monumente care, din păcate, încă multe din ele sunt acoperite de burieni, sunt neîngrijite și, până la urmă, înseamnă că nu ne respectăm istoria, trecutul și eroii, și pentru asta noi am pornit să dezvoltăm proiectul Cugirului pe întreg județul. Proiectul derulat în 12 localități din județ, sate și comune precum Avramiancu, Bucium, Ciugudi, Ghiu, Livezile, Miraslău sau Cricău, s-a bucurat de o amplă implicare a elevilor, iar astăzi holul Consiliului Județean a fost împânzit de copiii și profesorii care au venit să-și ridice diplomele de participare, dar și micile cadouri oferite de Consiliul Județean. De la CUT, bărbat de Nisa Ioana. Gârjoc Diana Maria. Tat Gabriel Antonio. Premiul de excelență pentru cel mai bun proiect de promovare a monumentelor de for public a fost câștigat de Școala Gimnazială Decebal din Cricău. Doamna Blagu Ionela. În acest proiect Monumente de For Public, școala noastră s-a implicat prin realizarea de eseuri, prin promovarea diferitelor monumente care există pe raza comunei noastre, fotografii, desene. Câți elevi au fost implicați în acest proiect? Toți elevii școlii noastre, mai puțin clasele mici, în total avem 85 de elevi implicați în acest proiect. Am mers la monument, am citit ce scrie pe el, l-am desenat și... Am făcut poze? Da, am făcut poze multe. Da, da, vă spune și ce. Da, ne-am reamintit de eroii noștri. Drept mulțumire pentru premiul acordat, curul de elevi al școlii din Cricău a oferit celor prezenți la acțiune un scurt program de colinde românești, doamna profesoară Comaniciu Anca, dovedindu-și încă o dată calitățile de rapsod popular. Serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei municipiului Alba Iulia a început de astăzi distribuția ajutoarelor alimentare prin programul european de ajutorare a persoanelor defavorizate. Spre deosebire de anul trecut, pachetul va fi mult mai consistent, întrucât în loc de 6 produse vor fi alocate 11.
Programul European de Ajutorare a Defavorizaților a adus alimente gratuite pentru peste 5.000 de persoane din Alba Iulia. Este vorba de mai multe categorii de persoane, persoane cu handicap grav și accentuat, șomeri indemnizați, beneficiari de ajutoare sociale, pensionari cu pensie sub 400 de lei, șomeri neîndemnizați și alții. Deși nu au sosit toate alimentele, distribuția a început, iar Adela Cristescu a explicat motivele. Până de o parte din produsele care trebuiau să vină nu au ajuns și totuși programul a început. Aș vrea să ne explicați cum s-a ajuns. De ce am început totuși? Cu toate că inițial spusesem că dacă nu ne vin integral numărul de 11 produse, nu o să începem distribuția. Foarte multă lume ne-a sunat și ne-au căutat și ne-au întrebat totuși când începem, pentru că de Crăciun ar fi frumos și bine să aibă aceste produse. Directoarea Serviciului Public de Asistență Socială a asigurat disponibilitatea celorlalte două produse care nu au venit, respectiv făina și uleiul, de îndată ce ajung în depozit. Vreau să spun cetățenilor pe această cale că în momentul în care făina și uleiul au să vină în județ, și de câte înțeleg eu chiar în țară, e o problemă la nivel național, tot așa o să le comunic. Procedura pentru intrarea în posesie a alimentelor este simplă. De la cantina Serviciului Social de pe Strada Libertății, persoanele în cauză merg să primească un bon, cu care mai apoi trebuie să meargă la depozitul de la gară de pe Strada Iașilor numărul 71, unde predau bonul personalului de la depozit și apoi trec pe la fiecare masă pentru a ridica alimentele. După cum dumneavoastră ați văzut și ați filmat, bonurile au început să se distribuie de la centru de zi, de la cantina de ajutor social, Strada Libertății 21, acea locație super cunoscută în orașul nostru. O jumate, ora două, cel mult, cetățenii o să primească bonuri pentru ziua în curs. Asta înseamnă că bonurile au o valabilitate de 24 de ore și că în acea zi îi rog să meargă la gară, acolo unde dumneavoastră ați filmat, la acel depozit deja inițializat prin însemnele Uniunii Europene, în aceeași zi. Alimentele se distribuie până la ora 3:30-4. Cei care au beneficiat de aceste ajutoare alimentare gratuite au fost mulțumiți și s-au bucurat. Orez, 2 de bulion, 2 de mazăre, zahăr 4 kg, Și mălai, nu? Nu, nici nu mai știu așa. Cum vă bucurați? Cum? Da, ne bucurăm și pentru ele, da. Ne bucurăm. Sunteți mulțumite cu ceea ce ați primit? Da, deocamdată, da. Restul mai urmează, nu? Sunteți mulțumită de ce ați primit? Deocamdată, da, ce să zicem, mai mult de atâta. Mulțumit că... Cum se face repartiția la ceea ce primiți? Nu știu. Sau cantitate? Nu știu, aia nu știu. Descrie pe fiecare bon ce ne dă. Da. Deci primiți un bon. Așa și aici, pur mergem așa pe raion și ne repartizează și pur. Uitați, 3 da. Pachete da, da. De paste. Așa, dâns și semnează, noi verificăm și atât. Asta rămâne la noastră? Da. Mulțumim. O singură atenționare însă, este indicat să mergeți cu un mijloc de transport pentru a ridica alimentele, având în vedere cantitatea totală care depășește 20 de kilograme. Îi rog de asemenea să se ducă pregătiți cu un mijloc de transport, evident, dacă e posibil, dar cu plase, pentru că ați văzut, cantitatea este importantă. Până la sosirea celorlalte produse, care s-ar putea amâna până la începutul anului viitor, beneficiarii se vor bucura de sărbători de ceea ce au primit deja. Inspectoratul de Jandarm Județean Alba își va întări structurile operative cu noi cadre. 3 sublocotenenți și 9 sergenți majori se vor perfecționa pentru misiuni de ordine publică și comunicare. Absolvenții ai Academiei Alexandru Ioan Cuza din București, cei 12 militari de carieră, au fost repartizați de la 1 decembrie Inspectoratului de Jandarmi Județean Avram Iancu Alba. După parcurgerea unui program de integrare profesională, vor fi repartizați la structurile operative. 3 ofițeri, absolvenți ai Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza București, Arma Jandarmi, și 9 subofițeri, absolvenți ai școlilor militare de subofițeri de la Drăgășani și Fălticeni, au fost repartizați începând cu 1 decembrie la Inspectoratul de Jandarmi Județean Avram Iancu Alba. Colonelul Herța Ioan Onac, inspector șef al jandarmilor din Alba, i-a felicitat pentru alegerea făcută și le-a transmis că se așteaptă de la ei să dea dovadă de voință, determinare, competitivitate, curiozitate intelectuală și dorință de lucru în echipă.
Personalul Inspectoratului de Poliție Județean Alba este mai bogat cu 19 cadre. Este vorba de 4 ofițeri și 15 subofițeri repartizați la unitățile de poliție din județul Alba. Tinerii polițiști au primit vestea că vor fi încadrați tocmai de Ziua Națională a României. Cei 4 ofițeri au fost înaintați la gradul profesional de subinspector, iar subofițerii au devenit agenți de poliție. Forțele proaspete din IPJ Alba au participat ieri la o ședință întreținută de șefii Inspectoratului de Poliție Județean. Comisarul șef Laurențiu Crișani este de părere că încadrarea noilor polițiști aduce beneficii atât poliției județului cât și comunității. Ultima ședință a Consiliului Local Alba a aprobat alocarea sumei de 2500 de lei pentru ediția 3-a Zilei Naționale a Multipleților, programată astăzi la Aiud. Sintagma Ziua Națională a Multipleților și legalitatea acestei zile a fost prilej de încinse dispute verbale între consilierul PDL Oana Badea și mama tripleților din Aiud, Ionela Maria Danciu. Consilierul local Oana Badea, în numele grupului PDL din legislativul aiudian, a avut o obiecție de formă și nu de fond. Proiectul de lege privind stabilirea zilei de 4 decembrie ca zi națională a multipleților a trecut de Senat și își așteaptă rândul în Camera Deputaților. Sperăm că se va întâmpla în viitor foarte apropiat, pentru că această inițiativă este în Parlamentul României, este în Senat, unde a și fost așteptată, nu se intre în Camera Deputaților și sper că în următoarea legislatură, cu un parlament mai lucrativ, să devină Ziua Națională a Multipleților. Că acest proiect de lege este adoptat de Senat, începând din data de 21 octombrie, a trecut de Senat, nu a trecut în guvernul precedent, pentru că în momentul în care eu mi-am spus punctul de vedere de cum o duc copiii pensionarii sau salariații, bineînțeles că acel guvern în funcție la momentul respectiv nu era de acord cu propunerea și cu munca mea de 4 ani prin instanțele pe care acel guvern m-a votat. Precizările Ionelei Danciu cu trimitere la fostul guvern au generat un dialog tăios între consilierul Oana Badea și mama tripleților din Aiud. Numai puțin, legea care recunoaște drepturile multipleților s-a dat în prima parte a anului 2009. Din 2009, ce a trebuit să mai luptați pentru legea multipleților și cu ce guvern? Pentru legea multipleților. 2007. Sunteți foarte fericită. Eu vreau să încep să fac și altceva. În afară de a instituționaliza copiii de 5 ani în niște școli care nu și-au văzut prin proiectele dumneavoastră personale, vreau să vă transmit tuturor alt aspect. Cu mândrie vin, nu știu câți dintre dumneavoastră știți, sunt cetățean de onoare al acestui frumos oraș și de aceea, prin acest omagiu și această simbolistică pe care mie mi s-a oferit, încerc prin acest eveniment pe care îl organizez din 2009 anual, cu sprijinul, bineînțeles, al consilierilor și a primăriei, încerc prin acest simbol care îl țin în mână să transmit faptul că Aiudul nu reprezintă doar închisoarea unde au murit foarte mulți deținuți pe bază politică, care n-au convenit regimului respectiv. Dialogul a degenerat și a scos în evidență controverse mai vechi între cele două doamne. Guvernul cu care v-ați luptat nu a recunoscut drepturile multipleților. În 2009, guvernul Boc a recunoscut și a dat actul normativ care dădea un drept firesc pentru cei care sunt multipleți, 2, 3, 6, cât sunt, fără nicio problemă. Bătălia dumneavoastră în instanță, ca să lămurim odată subiectele și să nu mai fie subiecte de telenovelă, ulterioară, este legată de dobândirea unor drepturi care nu pot avea caracter retroactiv în actul normativ din 2009. Din nefericire, și mi-e pare rău pentru asta, a trebuit să mergeți mai departe în instanță pentru a vă dobândi drepturi anterioare lui 2009 pe alte hotărâri din instanță. Dar nu acuzați un guvern care și-a făcut treaba în 2009 și a schimbat o lege greșită și a rezolvat o problemă, că dumneavoastră a trebuit conform legii să vă urmați.
dați care am instanță pentru cauzele anterioare lui 2009. Acest lucru e esențial pentru că restul este poveste legat de subiectul acesta. 2. Cred că sunteți incorrectă, neluând în calcul că am exprimat un punct de vedere legat de forma și nu de fondul proiectului. Și cred că trebuie să fiți mai sensibilă din acest punct de vedere. Cuvântul formă înseamnă ceva, cuvântul fond cu totul și cu totul altceva. 3. Vreau să vă spun că orice proiect care se află în Parlamentul României și n-a parcurs dezbaterea în ambele camere, nu există, doamnă. Nu există. Pentru că se zice că m-am referit la fond, nu la formă. Și vin atunci, dar fi un atac la persoană și nu se cadă. Eu consider, doamna Oradea și domnul și Partidul Democrat Liberal, în mod deosebit mă adresez pentru că sper să nu, ca alte partide să nu mai, să nu mai vină atât de împotriva unui lucru elegant și care se transmite la nivel național, care e un lucru bun și frumos, pentru că dacă vorbim de politică, atunci am eu aici tot felul de variante de folosire a imaginii mele la un eveniment pe care dumneavoastră, fără un contract pro bono și de care imaginea mea vă folosiți și în care persoană dați. Vă aduceți aminte de aceste fotografii? De ce căutați la Danciu între profesori? Oare ce scuze, nu știu, era În final s-a aprobat alocarea sumei de 2500 de lei Zilei Naționale a Multipleților, bani din care se vor cumpăra copiilor prezenți cadouri de Moș Nicolae. Green Day SRL este operatorul de salubrizare al municipiului Sebeș din luna aprilie 2012. La ședința de Consiliu Local a fost adus în discuție un posibil protocol între operator și firma Ecorom Ambalaje pentru implementarea unui sistem de colectare și valorificarea deșeurilor din fluxul menajer. După mai multe discuții, nu s-a ajuns la niciun consens. Discuția a început cu prezentarea activității firmei Green Day SRL de către reprezentantul acesteia, moment în care președintele de ședință, Gheorghe Feneșeriu, a intervenit și l-a corectat. Noi, prin contract, am avut 90 de zile să stabilizăm situație și, din punctul nostru de vedere, s-a reușit. Noi am distribuit în jur de 150 de povele zilnic. Aici s-au distribuit în total în jur de 7.000 de povele până la momentul față și s-a colectat gunoiul de primul zi că a intrat, din 15 aprilie. Eu personal mi-am manifestat nemulțumirea față de modul în care dumneavoastră ați început activitatea țelești. Spuneați că în opinia dumneavoastră totul este ok, în opinia mea cred că a fost o lună catastrofală pentru locuitorii Sebeșului. V-ați mișcat foarte încet, oamenii dumneavoastră de comunicare n-au existat absolut deloc, iar cei care vă reprezentau interesele la birou ne tratau cu indiferență și n-aș vrea să spun mai mult. Administratorul SC Green Day SRL, operatorul actual de salubrizare al municipiului Sebeș, vede acest parteneriat ca pe o formă de susținere financiară a serviciului de salubrizare prin colectare selectivă. Efectiv, noi facem serviciul de colectare a deșeurilor. Acum, e o formă de controla și avem un sprijin financiar pentru acoperirea serviciului respectiv. Asta e baza de protocol. Argumentele și așa subțiri pentru validarea acestui protocol au fost spulberate de Comisia de Urbanism pe motiv că firma care se angajează prin protocol nu are responsabilități față de municipiu și poate părăsi parteneriatul oricând. Protocolul se semnează pe perioada de 2 ani, având în vedere că contractul inițial s-a făcut pe 5 ani și obligațiile celui care va presta prin protocol nu își asumă responsabilitatea în cazul de nemai executare a lucrării, decât efectiv printr-o înștiințare la primărie că își ia lucrările și pleacă, ceea ce mi se pare normal. În final, toți consilierii s-au abținut, proiectul nu a trecut, iar administratorul Green Day s-a ales doar cu mulțumiri pentru prezență. Se spune că așa cum îți merge noaptea dintre ani, așa se va arăta și anul care urmează, așa că mai toți căutăm să alegem pentru Revelion destinații luxoase, la munte sau în stațiuni exotice din întreaga lume. Pachetele turistice nu sunt chiar pentru buzunarul oricui, însă cu o simplă căutare pe internet puteți găsi oferte diverse în destinații de vis. S-ar putea însă să fie prea târziu.
Alegem la întâmplare o vilă de 4 stele din Poiana, Brașov, care oferă pentru noaptea de Revelion pachete turistice începând de la 75 de euro de persoană pentru o singură zi. Tariful include cazare, cină, prânzul, dar și parcarea mașinii, însă pe site nu găsim nimic specificat despre masa festivă dintre ani. Sunăm să aflăm care este totuși oferta și dacă mai sunt locuri. Am căutat numărul dumneavoastră pe internet și aș fi dorit să știu ce ofertă aveți pentru noaptea de Revelion. Am aflat câteva, într-adevăr, câteva lucruri de pe internet, dar m-ar interesa mai în detaliu, dacă se poate. Dacă mai aveți locuri, totuși, în primul rând. Asta vreau să vă zic, că nu mai am locuri. Din iunie nu mai am locuri. Căutăm ceva mai accesibil, tot în aceeași zonă, însă cazare cu demipensiune. Pe internet găsim chiar oferta care specifică faptul că în fiecare seară restaurantul pensiunii are program artistic, iar oaspeții sunt tratați chiar și cu unele surprize. Sunăm să aflăm mai multe detalii. O informație aș dori să aflu de la dumneavoastră, dacă mai aveți la această oră pachete pentru noaptea de Revelion. Din câte știu, nu mai avem locuri. Haideți să mergem ceva mai aproape de casă. Oferta Munților Apuseni este una foarte bogată, însă totul ține de noroc, acum când mai sunt doar câteva săptămâni până la marea petrecere. Încercăm în Arieșeni și sunăm la o pensiune agroturistică din zonă, care ne anunță pe site că oferă servicii de cazare pentru 5 nopți, începând din 28 decembrie și până în 2 ianuarie, cu demipensiune și băuturi alcoolice și nealcoolice la masă și două mese festive în seriile de 31 decembrie și 1 ianuarie. Sună tentant, însă trebuie să avem și confirmarea. Bună ziua, v-am sunat. M-aș vrea să mă interesez, să știu dacă mai aveți locuri pentru Revelion. Oare câte ați dorit? 4 locuri, dacă se poate, 4 adulți. Da, să știți, încheiem doar la grup. Doar pentru grupuri? Doar pentru grup, da, 20 de persoane, 18-20. Deci vreți să închiriați doar toată cabana? Da, de preferință, da. De preferință, da. Și cam care ar fi prețul? Da. Avem un pachet pe 5 nopți, 6 zile. Da. Cu 2 mese pe zi, 2 mese festive. Așa, în toată perioada asta, pomana porcului, foc de tabără, foc de artificii, plimbări cu sania, colindători, vinul și cafeaua gratuit din partea casei pe toată perioada, la prețul de 1400 de lei de persoană. A fost ultima încercare, iar dacă toată lumea și-a făcut deja programare și toate locurile sunt ocupate, mă voi bucura singură de cel mai frumos Revelion petrecut alături de familie, în cel mai sfânt loc de pe pământ, acasă. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. O noapte liniștită să aveți! Bine v-am găsit la știrile din sport. CSU Alba Iulia a reușit a doua victorie importantă din acest sezon. Fetele antrenate de Tomaș Bilek s-au impus în deplasare de pe terenul celor de la CSBT Alexandria cu scorul de 60-54. Basketbalistele albaiulence demonstrează tuturor contestatarilor prin aceste ultime victorii că sunt un grup unit și că pot să îndeplinească obiectivul impus de conducere. Victoria în fața celor din Alexandria a fost cu atât mai dulce pentru albaiulieni, având în vedere că s-a produs tocmai de Ziua Națională a României. Enicolaza și compania veneau după o victorie importantă în campionat și aveau toate ingredientele pentru a mai face o victimă. CSBT Alexandria nu a rezistat în fața puternicei formații a județului Alba, cu toate că sferturile au fost împărțite două la albaiuliențe și două la gazde. Cea mai bună jucătoare a formației condusă de cehul Bilek a fost Beca Tobin, care a înscris numai puțin de 26 de puncte. Jocul a început cu 15 minute mai târziu din cauza unei pene de curent, însă întunericul a rămas în aceeași sală și după joc, fetele din Alexandria fiind încrezătoare că pot învinge echipa din Alba. După această victorie, CSU Alba Iulia a urcat pe poziția 5-a, fiind doar la un punct în spatele celor de la Sepsi Sfântul Gheorghe. Astfel, înainte de pauza competițională, sportivele albaiuliene pot intra în obiectivul impus de conducere la startul sezonului. Programul basketbalistelor din cetatea Marii Uniri este unul dificil pentru următoarea perioadă, având în vedere că sâmbătă pe teren propriu vor primi vizita sportivelor de la U Cluj. După această partidă, CSU va susține dublă manșă din sferturile Cupei României și va întâlni formația pe care tocmai a învins-o, CSBT Alexandria. Atât turul cât și returul se va juca în sala Universității din Alba Iulia pe 11 și 12 septembrie.
Volei Alba Blaj a pierdut primul meci după o serie favorabilă. Nașul fetelor din Blaj a fost de această dată liderul diviziei A1 de volei feminin, Știința Bacău. Scorul a fost de 3-0 pentru moldovence, însă voleibalistele din Mica Romă au avut o prestație de admirat și chiar au avut șansa să câștige setul secund, ratând două mingi de set. După o serie de 3 victorii consecutive, Volei Alba Blaj a fost învinsă de liderul campionatului Știința Bacău. Primele 2 seturi ale partidei au fost extrem de disputate, cea mai bună dovadă fiind scorul înregistrat pe tabelă. Blăjencele au pierdut primul set cu 25-22 și pe cel de-al doilea l-a cedat cu 26-24, având la un moment dat 2 mingi de set. Acele 2 mingi de set pierdute de ardelenci au pus capăt concentrării și ultimul set a fost o simplă formalitate pentru formația din Bacău, ajudecându-se setul cu scorul 25-12. Volei Alba Blaj a fost însoțită în această deplasare de aproximativ 30 de suporteri, care la începutul partidei au intonat imnul național al României, având în vedere că partida s-a disputat tocmai de ziua națională a României. Echipa din Mica Romă are programat meci în acest weekend. În sala Timotei Cipariu din Blaj de la ora 15, Volei Alba Blaj va avea un alt meci foarte greu împotriva celor de la CSM București. Nicolae Paștiu, antrenorul emerit de box al Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, ne-a mărturisit în timpul memorialului de box Nicolae Linca o parte din planurile sale. Odată cu afilierea la clubul din municipiu, aceștia au primit și o sală amplasată într-o fostă centrală termică. Însă condițiile de acolo nu sunt tocmai prielnice pentru a face box de performanță. Cu toate acestea, profesorul așteaptă să se termine sala, care se va numi Nicolae Linca. Sala de box deține grupuri sanitare, vestiare și camere de cantonament. Nicolae Paștiu a băgat mâna chiar și în buzunarele sale pentru a le oferi elevilor săi minimul de condiții. Cu toate că a avut performanțe extraordinare și a descoperit adevărate talente de-a lungul timpului, antrenorul nu a fost și nu este sprijinit la adevărata valoare a reușitelor sale în materia acestui sport. Cu toate acestea, Nicolae Paștiu are încredere că boxul va deveni sport simbolic al județului și pentru acest lucru dorește să termine cât mai repede sala care se va numi Nicolae Linca. Înseamnă că Alba Iulia poate deveni un oraș care să găzduiască mai multe competiții de astfel de gen. Sigur, va putea realiza mai multe competiții. Sperăm ca, ca organele locale să ne ajute să terminăm sala Nicolae Linca și atunci vă promit că vor fi finale de campionat național la Alba Iulia sau chiar și turnee internaționale. Să o denumiți după numele campionului olimpic? Sala se va numi Nicolae Linca, da, numele campionului. Prezent aseară în emisiunea Din Voleu, alături de fostul său elev, Valdemar Cucereanu, Nicolae Paștiu a lansat o invitație tuturor celor care pot și vor să ajute acest sport. Cei care iubesc boxul și sportul să vină lângă noi, să ne sprijine, că n-au nimic de pierdut decât să bucure alături de boxiorii din Alba Iulia când îi vei vedea pe podiumurile naționale și internaționale. Am demonstrat, am dovedit și putem să demonstrăm și să dovedim și în continuare. Vrem să fim sprijiniți. Până la deschiderea oficială a sălii Nicolae Linca mai trece multă vreme, însă medaliile obținute de elevii secției de box a Clubului Unirea vor fi cu siguranță foarte multe. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. În această seară cerul se va înnora treptat și vor fi precipitații, mai ales sub formă de ninsoare, în toată jumătatea de vest a țării. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări la munte, iar temperaturile minime se vor situa între minus 8 și 2 grade Celsius. Presiunea atmosferică va fi în scădere la noapte, la fel și mercurul din termometre, care va coborî până la valoarea de minus 2 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi minus 3 grade la Aiud și minus 4 grade Celsius, vor indica termometrele atât la Blaj cât și la Câmpeni. Vremea va fi în general închisă și mâine, când temporar vor cădea precipitații în toate regiunile. Vor predomina ninsorile, posibil și în timpul nopții. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 8 grade, iar cele minime între minus 5 și 5 grade Celsius. Presiunea atmosferică va fi în scădere ziua și în creștere noaptea, iar maximele termice vor oscila în jurul valorii de 2 grade la Alba Iulia și Sebeș, va fi 1 grad la Aiud și Blaj și 0 grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni.
Poi mâine vremea se va răci, cerul va fi temporar noros și pe timp de zi va ninge slab. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 2 și 6 grade, iar cele minime, în general, între minus 10 și minus 2 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumim că ați urmărit știrile Alba TV. La revedere!